calțenuț, mă. Ia, mă, că s-o putu, mă. No, hai să fugim de aici, să nu plice pe noi. O zis Andreea când m-a văzut că am umblat pe grinda aia. Yo, dar nu umbla așa. Leagă-te în centură. În ce să mă leg în... În centură? În aer. Vai, dacă caz. Păi dacă cad, îți vine acasă zdrobit. Sau nu-i mai vine. Ori aduce altul. N-am cum, altfel. Bună, tate. Aici la umbră și no, irăcia, mă. De no, irăcia, mă. Fii de umbră. L-am pus la umbră și e fric. E milă cu veri. Prima zi de lucru la un nou acoperiș. Am început de dimineață cu lambriu. Costin își face treaba bine. Vopsim cu vopsea pe bază de apă, o vopsea foarte bună, rezistentă la raze solare și cu o acoperire foarte bună. Se lucrează bine cu ea, așa-i, Costin? Da, da. Foarte. Bă, dar o puteau noi duce asta, mă? Dacă nu putem uita, duce pe noi. Ghindă de 15 pe 25. No. Costin mi s-a gătat spațiu în telefon. Nu ne-am filmat cum am mers cu ea. Uite-te tu. Grindă de 8 metri. Abia am venit. 15 pe 25. 50 de metri. Da, am dus-o, nu suntem, nu ne-am făcut de rușine. Nu, da, 50 de metri ne-am. Ne-am chinuit un pic. E faină, mă, să vezi tu ce fain e asta după ce ori îndeluim. Da. Uite-te tu. Fain, mă. Iau ce fain să face grinda, mă. Bă, singură să face, mă. Nu, că meserașul trebuie să fie meserea să strânge sculă. Nu, nu așa că... Ia să văd, îți iasă? Îți iasă așa cum trebuie? Uite, mă, dungă, mă. Fain, mă. Mai dăm un pic din cealaltă. Ia să vedem cum e cealaltă, cum are. Fain iasă, grinda asta, mă, la comandă. Trebuie să găsești gater să-ți facă așa ceva. Și să aștepți câteodată și nu. Bine, dar ne-am așteptat că ne avem oameni. Noi avem prietini, avem... Da, sigur, mă. Știe că e lucrarea urgentă de făcut. Și trebuie să fie marfă de calitate dacă e tot vizibil. Uite, tot e alb, mă. Nu e negru, nu e deloc. Ochelari! Noi, bună asta! Da, te zic la vântul! Acum trebuie să vadă mai fain! Nu rămâne dungă! Degeaba, mă, că și tu ești profesionist, ți-ai pus folie pe jos, să nu margă rumeguș pe ăsta tot. Tot trebuie să fie igienic, mă. Trebuie să fie, rămâne curat după noi. Tot. Nu așa e, gardă burda și no, mă, păcat că numai cine am găsit un loc mai drept lângă roșiile astea, dar după ce gătăm ne spălăm cu apă și n-au nimic.
Cum e, domnul meseriaș? Să vă psește bine cu rolaia. Hai de mine. No, am gândit că mă lauz. Trebuie să-l așezăm la bolovoc. Se poate face gaură în lemn și cu burghiu de beton, dacă e bine ascuțit. Ceva. Astăzi vom monta o grindă de 7 metri și ceva între ăștia doi stâlpi din spatele meu. Cu băieții cu care lucrez m-am luat în glumă și am zis că o să pun grinda singur sus. Acum o să vedem dacă o să-mi și iasă. Toți cei 7,30 m. Aici mi-am pus un popic să pot urca la înălțime, că e mai mare ca mine stâlpul. Și din coace o să-mi pun scara. Trebuie făcute cu socoteală, să nu stau mult cu ea în mână, să nu mă țină foarte tare. Nu trebuie, mă. Așa m-am... Ăsta e enervat, că zic, sigur o pun. Stai numai să vezi. Nu o să așa tare, mă. Stai că leg centura. Leg cureaua să nu mă apaise unde nu trebuie. Nu mai am găuri, mă, tu știi că am slăbit. Am slăbit bine în ultimele două luni. Nu mai am găuri la curea. Hai, mă. Ia să vedem. Hai să vedem dacă se întâmplă un dezastru sau reușesc o pun. Nu mă las, mă. Bă, dar nu-i bine. Nu-i bai. S-o dau jos, mă. Știi de ce nu-i bine? E cu sus în jos. Acum, invers. Ai. Bun. Am nu-i bine. Să vezi tu că am o pun. Vă zic, mă, ce o pun. Da, să-ți ajută, nu faci așa ce-l trebuie. Da, ajută-mă și trage gelețul ăla. Da, ce nu? Hai să-ți pune tățul, e grea, mă. Trage gelețul, băi!
Așa? Un pic grea, mă. Nu, mă! Că singur vreau s-o pun, mă! Singur, mă! Iată! Ia să merge, da! Uai! Uai, uai, uai! Nu! Tianic ăsta, mă! Pe jumătate e gata! 90% e gata! Cel mai periculos... Bă, da, un pic o fogre. Cel mai periculos, zice om. Nu. Nu, că știi care-i treaba. Dacă te sococești bine, capătul ăsta l-am urcat ușor, ușor. Ne-am ținut tătă grina în spate. L-am proptit acolo. Dar acum s-a ridicat mai mult. Acolo, la final, a fost... Aici, pe dunga asta. Bun, hai să vedem dacă reușim ultima etapă. Și nu se duce scara asta cu mine, că asta nu rezistă la o tona mea și încă grinda. E o tonă, e o tonă. E periculos, aveți grijă, că e un lev foarte, foarte... Aveți grijă, închideți ochii dacă aveți emoții. Dacă aveți emoții, e periculos. Uitați-l pe domnul Daniel, o grindă de 800 de kg, adică singur. Op! O pune pe acești tâlpi două. Stai că nu-i bine! Uitați-l, că nu-i prins aici, el e pus așa numai. Ne așteptăm la un dezastru oricum. Un imerial așa, dar uitați, acum încadrează. Toată afacerea asta. Stai că... Cinește un pic adevăr prelucrat și am stat foarte mult pe el. Fii atent ce sperăm. Am o pus sus acolo, nu mai socotim că te duci tu și ții de aia Costin. Așa. Sunt eu tot aici să nu se răsucească stânga-dreapta, știi? Suiesc pe bolțar. Până îmi tremură mie mâna, până o pun sus. Astea nu știu cum să fac să te... No, bun, ține de el așa cât să nu se clătească cât de bine, da? Ca ci un pic de emoții am nus. Nu am emoții că nu le puteai pune, ci că... Să nu se clătească, știi? Ia! Iuho! Numai noi! Numai noi că alții nu-s, mă! S-a putut, mă! Ioi, mă! Ia, dă-i drumul să vedem, stă? Stă, mă! Ce bine stă, mă, vezi tu? Foarte! No, hai să fugim de aici, să nu plice pe noi! Unde să dovedești că un om singur, cu barbă și cu un tic de voință, se descurcă și la lucruri mai grele. Fii atent că bunicul meu făcea de-astea, mă! Da? Era mai mare grinda lui bunicul. De 4 ori cât asta. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Grinda lui Bunu de la Mășcaș era mai mică ca înălțime ca asta, era mai lată. Era de 20 pe 20, tati. Asta e 25 cu 15. Cam aceeași dimensiune, doar că aia era de stejar, știi? Ori și cum, cea mai mare provocare pe ziua de azi e realizată. Și grinda e montată. Și ne bucurăm că a reușit să și filmăm asta fără să se belească, să se scape grinda de betoanele astea. Că așa mi-am propus, să o pun singur. Și uite că mi-a ieșit. No, acum urmează, Costin, să distanța ce avem aici, să o egalizăm cu cealaltă, să o punem pe mijloc. Ca asta nu mai pot face singur, mă, oricât aș vrea. Mă. Adică aș putea, dar nu mă chinui atâta, știi? Deja bun. Definit că ai pus-o singur. Dați acolo un like și... Lăsați un comentariu, neapărat să lăsați un comentariu, indiferent ce scrieți, dacă se poate să ne și lăudați, nu? Da, nu numai așa, deci să fie o laudă. Da, vreau. Să zică bravo, mă. Așa. Să-i ca să putem continua etapa următoare în care vă arătăm cum evoluează acoperișul aici. Faină și pe asta, deci fuge mâna de numai numai pe. Da, mă, că ești tu profesor, mă. Jaba, mă. Scula, mă. Și n-ai mai dat cu șmirghel. Nu, deloc. Nu, vezi, mă. Uite, domnul, mea, am un așa face, mă. Am întors cuțitele la rindea pentru că cuțitele astea are două fețe și am întors pe cealaltă față și avem rezultate mult mai bine bune ca până acum. Am dat pe ea 350 de lei și am făcut cu ea deja vreo 4 acoperișuri așa, cu rindeluire multă, cu grinzi, cu corn, cu... Nu. Bine, lemnul e clasa întâia marfă.
Când am comandat lemnul în gater, am zis, domnule, vezi că tot lemnul vine aparent. Mai avem mici scăpări acolo, cum ții de cojă. Dar se poate folosi, că partea aia cade jos. Și o să iasă o marfă întâia, o terasă întâia cu marfă întâia. Nu te duci nicăieri. Да уж дождь. Pune pe poziție. Eventual asta așa cum i-am uie, dar semnul nici nu mai mișcă atunci, dacă îl îndreptăm un pic, chiar nu mai de la gaură. Hai ciocan acolo, în caz că mai trebuie mișcat un pic. Da. Mai încoace, mai încolo, vedem. Da, mă, să-l probăm. Să le pisăm, zice. Mă, acum. La mine intră. La mijloc e problema. Stai așa un pic, că ne-a. Op, op! Stai așa să-l bag aici, măcar. No, stai așa, trebuie să-l ardini acolo. Nu mișca, ține un pic. Stai că ardini un pic de cor să-ți intre. Nu, că intră. Ia-o, intra. Amor, dacă vin acolo. Vin acolo. Șurub de hol, șurub de 350. 35 cm. Trebuia să-i fac pregăurire. Dar mai bine ține așa. M-am temut că sări pe vârful ăsta, că nu-i mai cel. Dar uite de coținut. Hai mă, Costi, ce fain iasă, mă! Ce? L-ai băgat de tăți? Mai am un pic de băgat. Să-ți facă locul acolo, știi? O intra bine? Am mult mai strâns din piuliță 3 mm5. Da, intra. Bravo. N-am mai luat cheie. Lucrăm cu moxul, am 6 șuruburi. Cascadorul Costin de lângă Gutin. Numai să nu cazi, mă. Nu e pace. Facem proba la grindă. Să vedem dacă ține. Sarcină. Mai dăm și aici unul de 350. Aici îl pot băga pe mijloc, să ai, Daniel? Da, dă-i. Costin, te descurci? Sigur. Ai întrebări? Foarte puține. Dar le ții pentru tine, așa? Dar pe ce să fac? Numai... Invers. Nu poate lucra. Uite ce frumos o prelucra Costin grinda asta. Patroni, nu. 6 metri. Vine toată viața în Malerna lucrată. Se va monta aici pe mijlocul acoperișului, peste grinzele alea care merg așa. Va fi o meșter grindă, așa, Costin? Da. Deci din cauza că au făcut o meșteri și așa i-au pus numele. Se numește. Numai bine ne-a prins o ploaie de vară.
pregătit de dimineață cu niște folie. Ne-am acoperit aici, să vedem unde ne ascunde. Hai, Costinel! Masa pe șantier. Ascunde unde ploaie. Ia să vedem, nu plouă pe undeva. Le-am ascuns toate. Ne-am astupat cu folie. Ai bună folie, fix am la folia. După fiecare masă facem o pauză frumoasă. Avem o oră pauză la masă, la miază. Putem trage și un pui de somn dacă vrem. Da, uite, tu mi-am găsit niște țevi pe care să mă arunc. Nu mai plouă. Filmează să se vadă că eu am bătut toate cuiele la acoperișul ăsta. Da, și eu arată că ia ce fac. Te pui și tu la bă, amul, bă. Acolo nu te. Nu mă trezează. Și să se vadă că și pe lucrat, da? Să se vadă că eu bag pe rugă, mă. Hai, bă, că te las pe tine, mă. Uite, pacite, rugă, mă. Ia, bă, ce fain l-am bătut, mă. Ai văzut, mă? Uai, mă. Na, acolo scoate. O zis Andreea când m-a văzut că am umblat pe grinda aia. Ioi, dar nu umbla așa. Leagă-te în centură. În ce să mă leg în... În nori? Centură? În aer? Vai, dacă caz. Păi dacă cad, să vine acasă zdrobit. Sau noi mai vine. Mă aduce altul. N-am cum, altfel. Nu se poate, numai așa e la acoperișuri. Mai ales așa de nou cum lucrăm aici. Lăsăm cornii ăștia mai lungi și după aia aliniem din capăt în capăt. Suntem într-o nouă dimineață. Aseară am acoperit lambriu. Mi-am pus câteva baxuri de lambriu sus. Ieri am reușit să facem picurile astea pe lateral. Uite asta. Ne ajută mult faptul că vopsim jos lambriul și apoi îl montăm. Mai facem eventuale retușuri pe unde se vede un pic diferit și retușuri la montaj. Aici unde s-o tăia piesele le mai retușăm. Urmează să trasăm cu o linie cornii ăștia și să-i tăiem toți la aceeași distanță și se va bate o scândură pe capătul lor. În continuare vopsim, rindeluim, am trecut de 70% de lambriu vopsit, ca și cantitate. Acum prelucrăm cornii care vor veni pentru structura acoperișului. Hai, mă, Costin, ce fain faci, mă. Că tu știi și vopsi, mă. Da, de toate știu eu. Fai, mă, ce bine te pricep, mă. De ce crezi? Uite tu ce fain arată. Asta așa, nu știu nimic. Arată bine, mă. Ia uite ce frumos retușăm. Un pic pe unde o mai rămas, câte un pic de praf. Un pic de mici defecte. Le retușăm acum să știm că suntem gata, nu, domnul șef? Da, da. Dar bine ți iasă, mă. Uai, fain iasă, mă. Iasă frumos aici. Fai, ce frumos ce face, mă. Acum de sus nu văd bine, dar totuși. E bine. Ioi, uite, aici e gata. Făcând văd în iasă. Aici ești gata, mă, ia ce fain e. Aici în iasă fain. Fai. Da, vezi? Cine poate face așa ceva? Numai tu. Și m-ai pus pe YouTube roavă și zici că nu lucru. Nu, că pe TikTok te-am pus, pe TikTok? Orășan la țară, pe TikTok, da. Ah, scuze. Nu. No. Aici e o lucrare în progres, e o lucrare în desfășurare. Și ia uite. Ia ce fain le-am făcut. Și am făcut și acolo pe colțul ălalt. Și mai trebuie făcut în capătul ălalt. Bunătate! Mai pus aici la umbră și am No, e răcia, mă. Nu știi de umbră.
Uite tu ce fain un șinul. Fain. Dă-mi un pic de vopsea. Fain de totul. Adă și cealaltă totuși. Ia uite, bă, că mă caută calul, mă. Ăla pe mine mă așteaptă, mă. Da, dacă vrei, îți dau duba. Da? Du-o la casă. Nu, mă, că nu se odea acela, mă. E fain, mă duc să-l văd de aproape. Bă, nu-ți îndoie mașina, mă. Hai să te scap de muștele astea. Oh, ce faină ești. Oh, ia uite ce tu ce iar până am găsit. Asta, să văd dacă vine după mine până acasă. Vine cu mine până acasă. Uite tu ce faină ești. Frumoasă ești. E frumoasă. Și cu minte. Ia uite tu. Bravo! Ia să te văd. Oh, ce cum e de ești! Bă, dar ce fain e, mă, și cu minte, mă! Nu-mi trebuie viței, mie cai îmi plac! Hai, da, tu! Uai! Bine, am pus, am închis niște corni. Aici. Tare bun spor am, fără păpuci în picioare. Uite ce păpuci nu are. Nu am nicio groază. De piele are. Stare păpuci, de piele. Bine lucru, fără păpuci. Nu. Eu prin păpuci mi-am topit piciorul. Da, ți-a picat o grindă pe picior, știi? Nu, da, trebuie să fii mai atent când vii la lucru. Da, să nu fii cu capul. Uite ce tu. Peste corni ăștia vor veni lambriu, după aia folie, lețuri și tablă. Mai la tine încă, cam așa ceva. Totuși dau o la altfel. Bine, și tu să o pătești. Te aduce tablă dreaptă. Are pe-a păsutul, este prinț. Are pe-a păsutul, este prinț. Foarte, foarte fain, iată.
Sănătate! N-ai pus aici la umbră? Nu, e răcia, mă. Închide umbră. L-am pus la umbră și e fric. E milă cu veri. Sorprinde copii. Dorme, fata. Sofia, s-o ceru neapărat să dorm în cameră cu noi pe saltea astăzi. Dar uite că și băieții plâng câteodată. Ioi. Mine era dimineață, că eram și noi îmbrăcați cu bluzițe sub țărnă. Da, ce bine am râs la fața asta. Bine, și obosit, că e aproape 12:00. Ba nimic legal sau ilegal. Nu cred că se supără tata meu că a râs așa bine de ea. El știe că îl iubesc foarte mult și n-am râs în bajocuri, am râs de cât e de amuzant. Da. Așa e mai în vârstă și așa se simte el, că e fiind la umbră, în toiul verii.